Salutare, dragi șoferi! E dimineață, iar capitala trebuie străbătută de la nord la sud și de la est la vest. Undeva în sudul capitalei cineva merge către nord, iar la un semafor prins de 5 ori, cineva îi zâmbește. 10 minute mai târziu, în aceeași intersecție, cei doi devin iubiți. La piața sudului, fiind o intersecție aglomerată, au făcut dragoste printre sute de claxoane și înjurături. Brâncoveanu, orășelul copiilor. Ea coboară din mașină, intră într-o farmacie și cumpără un test de sarcină. În tot acest timp, coloana de mașini nu a avansat deloc. Este însărcinată. Cei doi fac o scurtă oprire la o benzinărie din zona Eroii Revoluției pentru a sărbători și pentru a alimenta, căci rămăseseră fără benzină. Apar primele contracții, iar la tineretului se naște copilul. Participanții din trafic cumpără buchete de la o vânzătoare ambulantă care vinde flori printre mașini. La intersecția de la Budapesta are loc botezul copilului, pe care îl surprindem puțin mai târziu, alergând printre fântânile din Piața Unirii. Până la universitate, termină liceul și găsim copilul în anul întâi de facultate, iar ceremonia de absolvire are loc la Piața Romană. Drumul continuă cu un scurt protest la Piața Victoriei, unde se scandează jos guvernul și hoții. Dar cei trei pleacă repede mai departe datorită gazelor lacrimogene. Bulevardul aviatorilor. Televiziunea română. Arcul de triumf. Se joacă ruibii cu creierii șoferilor. Piața Presei Libere e închisă. O idee a încolțit în mintea tânărului încă din Bulevardul Aviatorilor. Fântâna Miorița. Și d-o fi să mor în câmp de mohor. Dar urmează pasajul Băneasa și în sfârșit mașina se mișcă repede, repede, foarte repede până în Otopeni. Părinții fac cu mâna. Copilul urcă scările avionului, se întoarce și privește în spate. Speră să revină într-o zi, când copiii nu se vor mai naște la semafor. Părinții se hotărăsc să dea o fugă până la munte. Câteva ore mai târziu, copilul a ajuns cu bine în noua țară. S-a cazat, s-a plimbat prin noul oraș și a făcut chiar și câțiva prieteni. Părinții sunt prinși undeva în trafic pe Valea Prahovei. Aceasta ar fi putut fi o reclamă pentru drumurile și traficul din România, dar... n-a fost să fie.